te ucide. Da. Ce mai faci? Pe unde te mai vedem? Ce să fac? Uite, sunt foarte fericit că a început stagiunea și că am din nou șansa să mă întorc la Teatrul Mic, în spectacolele Teatrului Mic. Joc la teatru, îți dai seama, acum vine și premiera de la Retreat Vama Veche, pe care l-am făcut cu Petre Năstase pe 18 octombrie, va fi în toate cinematografele și în primăvară mă pregătesc să lansez albumul numărul 2, că primul a fost solo, vorbesc, Cântece lui Derbedeu cu o carte de poezie aferentă și acum scot Cântece lui Gentilom cu o carte de poezie aferentă. Cele două valențe care eu consider că sunt foarte bune pentru un bărbat, dacă e să ne luăm după faptul și vorba veche din strămoși, care ținești de femei, vorba aia, nu? Da. Aici, să știi că am un compliment să-ți fac. Te rog. Fără să-mi dau, să bănuiești. Băiatul meu a fost într-o tabără de vară la Oxford. Tu știi că piesele tale sunt ascultate de copii de 13-14 ani? Știu, să primesc tot timpul filmări. Non-stop primesc filmări. Deci este incredibil. Deci cred că de 3 sau 4 ori, ca să tragem o beție. Deci, n-au pus-o de... Dacă n-au pus-o de 5 ori, și toată lumea, am hore, copilul meu era o horă cu toți pe piesa ta. Deci ești foarte bine. Și eu sunt surprins de toată întâmplarea asta cu Aid Mahala, care a apărut așa târziu, acum 10-10, acum la 40 de ani, cum ar veni, știi, nu mai sunt un puști de 20 de ani într-o trupă care să fie disperat. Da. Și am așa un soi de distanță dintre asta, care e o bucurie să vezi că și oameni tineri și oameni de toate vârstele acceptă, pentru că, cum spuneam mai devreme, cu trupa White Mahal am plecat de la ideea, toți suntem din cartierele Bucureștilor, în afară de Sorin, care e din Brăila, dar și Brăila e tot pe aici. Înțelegi ce spune, de unde se dirigează circulația cu șuriu, cum place. Treci pe la stop, îți ia și Wasserman, o să știi cum stai cu analizele, știi ce spun. Și am zis, domne, eu sunt de părere tot timpul. Eu m-am născut pe Livedea Cudus, vis-a-vis de intrarea Livedea Cudus, unde s-a născut Maria Tănase. Toți în cartierul la Văcărești, era un cartier de lăutare albi, cântau. Da. Pântre câte piese extraordinare cânta Maria Tănase, cânta și Cine iubește și lasă. Dar Neanicu și Leana, că le plăceau romanțele, băgau numai asta la înaintare. Dar eu cred că poporul român e un popor vesel. Dacă eram și triști aici... Crezi? Cred că... sunt convins. Dacă... Gândește-te la miturile de bază ale românilor. Meșterul Manole. Da, normal. Adică... Miorița, sincer, ce cultură Toma Limoș, care îl prinde pe ăla cu mațele pe afară. Pentru că au fost făcute la rapid, înțelegi, oamenii atunci trebuiau să facă, au primit ordini și ei, bă, faceți o țară acolo ca să nu se supere rușii. Deci aici a fost pe merge și așa, a fost, bine, normal că suntem, noi suntem la intersecție de influențe majore, aici trebuie să fii. Deși la Balada Populară a scos Hopa Mitică, trebuie să sârmă și a legat-o un pic, nu? Aici nu merge cu Ioana Darc, e cu Hopa Mitică la noi, nu merge cu... Da, foarte frumos. Vreau să te amuz, să știi că prietena ta de o viață, Claudia, când a zis că vine, ne-a zis White Mahal, a zis White Haimana și am spus, White atenție Haimana, mare, da. White Mahal, ai trupa Haimana, ai el, dar nu e niciun fel de problem. Asta a fost chiar acum la Univibes, la Universitatea de Vest din Timișoara, da. Ia uite ce nebunie a fost acolo. Da. Bravo, mă. Da. Tocmai pentru că avem această pozitivitate, știi? Da. Hai mă, că viața e frumoasă. Voi sunteți folclorul studențesc pe care noi le-am avut. Da, piesele de genul ăsta. Nu vrei să cântăm acum și după aia... Cântăm, sigur. Da, domnul, fiede, nu cânti aici. După colț aici și așa. Domnul Salomia, dumneavoastră, gătiți-a sau ce, Dumnezeu? Păi, Cristi, chiar o să încercăm astăzi să gătim o rețetă coreană. Vom face un kimchi de castraveți. Și vom face ceva dulce. Vorbește frumos. Un mus de miere cu cafea. Și avem și aceste cireșe glazurate. Vom folosi puțină ciocolată albă. Cafea pe care albă. Nu mi-a dat-o mie să o beau. Ne îndulcim de tot astăzi. Mai ai cafea sau i-ai dat-o catingă pe toată? Mai am aici pentru desertul nostru. Doamnelor și domnilor, până când o să iasă ce o să iasă, împreună cu catinca o să gustăm. Jucăm cu salvarea la poartă, ca Ștefan Iordache când juca Richard al III-lea. Hai să-l auzim pe Ovidiu Niculescu. Suflet și în inimă un as, mă jur viața de noapte o iubă.
căsuțele cu baruri, cafelele și bistro, restaurante, cârciu, ceainărie și toate cluburile pline de femei mișto, mă cheamă să mă țin de nebunie. Vreau să petrec în noaptea asta, să cânt până la zi, din plin să trec clipa, mâine fie ce va fi. Vreau să petrec în noaptea asta și roșu în obraz, de viață vreau să fac haste în casă. Fel de bine și în cor și în conac, și nu fac diferențe între voi. Că nimeni nu-i perfect, nici om bogat, nici om sărat, toți suntem diamante și noroi. Vreau să petrec în noaptea asta, să gând până la zi, din plin să trec schipa, mâine fie ce va fi. Vreau să petrec în noaptea asta și roșu în obraz, vreau să fac haste de casă. Cu dragostea dintr-una mi-e și greu, mi-e și ușor, când vine vorba despre un sărut. La fel ca toată lumea, sunt și prinț și cerșetor, trăiască ce-am avut și ce-am pierdut. Vreau să petrec noaptea asta, să cânt până la zi, din plin să trăiesc clipa, mâine fie ce va fi. Vreau să petrec noaptea asta și roșu în obraz, de viață vreau să fac haste de casă. Vreau să petrec noaptea asta fără să mă uit la bani, să mă distrez pe bune cât pentru 5.000 de ani. Vreau să petrec noaptea asta fără să-mi pese de nimic, să cad pe mese și să mă ridic. Columbeanu? Numai din auzite. O să vezi imediat, dragul meu, Ovidiu. Mai stăm câteva minute cu Ovidiu. Până atunci însă, domnul Salomia a terminat o salată. Salata coreană, nu? Da, urmează să punem această sălățică în borcane. Ce faci? O să o punem în aceste borcane. Normal, ea ar trebui să stea la fermentat între 2 și 5 zile. Și apoi poate fermentează noi acum, nu? Deși o putem consuma și acum, pentru că avem legume proaspete, doar că nu o să fie aroma atât de pregnantă cum ar trebui să fie la acest preparat. Deci diseară nu fermentăm pe la toaletă, o nu? O să fie ok. Da. O să vedem. Scapă cine poate. Cum este, Catinca, o să te rog să-i dai o notă. Microfonul era aici pe undeva. Acolo, Cristian, pe ăsta. Aici. Așa, ia spune, merg. Perfect. Da, ia să vedem. Salata e foarte bună. Da? Da, are gustul ăla de mâncare asiatică și cred că ăsta e cel mai important. Da, așa. Acum ar trebui să mai stai la marina, dar eu am gustat și e excelentă. Un pic picant, așa cum îmi place mie. Da? Chiar bună.
Bun. Iar deci, desertul așteptăm cu interes. Deci desertul așteptăm cu interes. Până la sfârșit s-ar putea să-l avem. Mai stăm încă două minute. Domnul Ovidiu, mă bucur că te-am văzut. În rest, cum a fost vara asta? Agitată. Am avut foarte multe cântări cu trupa. Am avut și oarece filmări. Adică n-am putut să strâng 10 zile la un loc să pot să mă duc undeva. Nu pot să mă plâng, dar... De bine, lucrurile funcționează. Ți-ai tras tatuaje noi? Nu, sunt aceleași care m-au consacrat. Am înțeles. Dar acolo cu roșu ce scrie pe mâna ta? E, fel de chestiuni sunt aici din poezii din Bukowski, că eu sunt născut în acea zi cu Bukowski. Frumos. Hemingway și toți, o parte din citate. Mă rog. Deci ești o bibliotecă vie, ca să zic așa. Da, se încheie Defeat your demons and... Wear your scars like wings. Și reușești? Câteodată da, câteodată nu, dar asta e V-ul, asta e ținta, știi? Îi mulțumim foarte mult lui Ovidiu Niculescu pentru această vizită, până când intrăm cu domnul Columbeanu, care, din păcate, e la vârsta la care poate să mai întârzie un pic, materialul nostru se pregătește. Hai să vedem care este, cât de frumoasă este relația Andrei Marin cu domnul Brâncoveanu, partenerul ei de viață. Mulțumim, Ovidiu, să ne fie bine, să nu fie rău. Andrei Marin, ai legătura. Nu.